Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. La mine a nins, oameni buni. Ia uitați ce fain e afară. Ha. Chiar e super mișto afară. Am o mare problemă. O mare, mare, mare problemă. Și am nevoie de ajutorul vostru. Ideea e în felul următor. Nu știu de ce, dar în ultima vreme orice videoclip urc de pe calculator pe YouTube nu mai are claritate, fraților. Deci orice videoclip aș urca are o claritate, mamă, e rece. Are o claritate de tot rahatul. În Olanda nu aveam problema asta. După cum știți, aveam videoclipurile foarte, foarte, foarte ok. Erau foarte mișto, se vedeau bine, se vedea clar. E, de când am venit în România, ce mi-a înghețat mâna. Toate videoclipurile sunt varză. Și nu înțeleg de ce. De pe plafon nu dau că e foarte mic stratul. Să dăm de aici la o parte ca asta, dacă nu, să cadă pe scaun. Bun, ne-a căzut multă zăpadă în mașina. Ok. Am intrat în mașină. Pornește mașinuța mea. Da, știu că n-avem centura și airbag-ul de la senzorul de airbag. Da, mi arată că este frig. Bă, ce frumos a pornit mașinuța mea. Stă un pic cam turată. Și imediat ne punem la drum. Da, oameni buni. Deci, ideea este că habar nu am de ce, dar videoclipurile mele nu mai ies clare. Nu știu ce să mai fac, nu înțeleg ce aș putea face să am calitate video. Filmez cu un GoPro Black Hero 7, camera este nouă, nu are absolut nicio problemă. Videoclipurile în calculator sunt în perfectă stare. După ce termin de filmat un videoclip, mă duc acasă, copiez de pe camera asta în calculator. După aceea le editez, le randez și după ce sunt randate, înainte să le urc pe YouTube, sunt în perfectă stare. Adică se vede foarte, foarte clar, nu are nicio problemă, nu sacadează, nu se vede împătrățele, nu se vede pixelat, absolut nimic. Problema este undeva între mine și YouTube. Nu înțeleg de ce se pierde atâta calitate în momentul în care eu urc din calculator pe YouTube. Toată chestia asta se întâmplă după ce urc videoclipul de la mine din calculator pe YouTube. Cu toate că pe YouTube îmi apare că este 1080 și 60 de frame-uri, mi-apare degeaba, pentru că, nu știu, ați văzut și voi, se vede foarte, foarte, foarte nașpa. Eu trebuie să-mi dau seama de ce se pierde atâta calitate în momentul în care urc videoclipul. Din câte am citit eu pe internet, cea mai sigură cauză pentru care pățesc asta s-ar putea să fie de la viteza internetului. Am internet de la UPC, am 500 de mega download și doar 20 de mega upload. Și cum un videoclip, după ce este randat, are undeva la 20, 25, 30 de giga, mie mi-a undeva la 2 ore jumate, 3 ore jumate să urc acel videoclip pe YouTube. Și ceea ce cred s-ar putea să fie din cauza vitezei de upload. Acum nu știu sigur, dar altfel nu înțeleg de ce după ce videoclipul este randat, în calculator are o calitate super bună și după ce este pe YouTube nu mai are nicio calitate, adică se vede ca și cum ai vedea 720, ceva genul. Deci asta nu înțeleg eu și nu pot să-mi dau seama. Deci eu aici trebuie să lucrez la faza asta cu upload-ul. Am nevoie și de ajutorul vostru. Dacă aveți idee, dacă știți ce ar putea să fie, lăsați-mi acolo un comentariu și rămân dator celui care reușește să mă ajute, pentru că nu știu ce să mai fac. Îmi este și nașpa să mă duc să filmez și după aia să știu că am filmat un videoclip mișto, să știu că am făcut un videoclip bun, să lucrez 3-4 ore să fac acel videoclip. Adică să mă duc să filmez, să stau să-l editez, să stau încă 2-3 ore să se urce pe YouTube și după aceea să aibă o calitate de tot rahatul. Deci nici nu vine să mai ies din casă să filmez. Așa că ajutați-mă, vă rog, cu o soluție, pentru că nu știu ce să mai fac. Am ieșit un pic cu BMW-ul la plimbare și din câte am văzut eu, în spatele blocului era înghețat pe jos și era zăpadă și foarte, foarte puțin l-am accelerat și mi-a patinat.
Deci dacă o să vină o iarnă din aia grea, pentru mine o să fie foarte, foarte, foarte nașpa. Cred că o să bag vreo 2-3 saci de nisip în portbagaj, pentru că nici nu vreau să mă gândesc. Ok, oameni buni, cred că o să opresc episodul ăsta aici. Aștept cu nerăbdare părerile voastre, aștept cu nerăbdare să-mi spuneți și mie dacă este vreo soluție și de ce pierd atâta calitate după ce urc videoclipul pe YouTube. Nu uitați să dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog, găsiți link în descriere. Dacă vreți reduceri pe car vertical, aveți 3 linkuri în descriere cu o reducere de 15% pentru fiecare raport achiziționat. Dacă aveți mașini de vânzare sau întrebări despre mașini, aveți un link către grupul nostru de Facebook, Samsar Auto, unde puteți să publicați și anunțuri gratis. Până data viitoare, v-am pupat, bye bye!